Bună ziua, jurnalista Oana Stănciulescu este invitata mea de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, îți mulțumesc că ai venit în studioul nostru. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Jurnalistul Rareș Bogdan a surprins întreaga opinie publică atunci când și-a anunțat plecarea de la postul de televiziune Realitatea TV și candidatura la alegerile europarlamentare din partea Partidului Național Liberal. Cum ai primit vestea, cunoscându-l atâta timp pe Rareș Bogdan? M-a surprins și pe mine, evident, mai ales că aflasem, apăruse pe surse informația că ar putea pleca și sigur, mi se pare, și atunci, în primul moment, mi s-a părut o pierdere pentru presă, pentru că Rareș Bogdan a umplut un gol în ultimii ani, nu pe online, unde stăm relativ bine, adică lucrurile sunt echilibrate, ci în ceea ce privește televiziunile, unde e total dezechilibrat raportul de forțe. Majoritatea guvernamentală, PSD plus ALDE, au mult prea multe posturi de televiziune în detrimentul celor care susțin opoziția sau celor care critică, nici măcar nu susțin opoziția, măcar să critique acțiunile majorității parlamentare. Rareș Bogdan fiind chiar unul dintre cei mai virulenți critici. Exact, exact. Și atunci vocea lui, plecarea lui, cred că lasă un gol. Așa că nu am primit-o foarte entuziast, însă l-am urmărit în ultimele zile. A dat mai multe interviuri, chiar am fost zilele trecute cu el într-o emisiune de televiziune și l-am urmărit că a dat și mai multor site-uri, de 3-4 zile este foarte activ și e o surpriză. Se descurcă foarte bine, mi se pare că la fel de bine sau chiar mai bine ca politician decât ca jurnalist. Ce implică această schimbare de partea cealaltă a baricadei, dacă pot să spun așa, pentru un jurnalist care acum, să zic, este unul dintre politicieni? Sau viitorii politici? Nu e primul jurnalist, nici în România, nici în afara României, chiar din America, Anglia, nu dăm acum nume ca să nu interpreteze cineva că am face comparații, sunt nume grele, lideri politici importanți în Europa și în America, care au venit din jurnalism și au făcut o carieră extraordinară, excepțională chiar în politică. Nici în România știm că nu e primul jurnalist care face chestiunea asta. După ce l-am urmărit în ultimele 2-3 zile, cred că e un plus venire a lui Rareș Bogdan la PNL, energia cu care vine. Au fost foarte multe critici la adresa PNL-ului în ultimii 2 ani, că nu se mobilizează în lupta împotriva PSD-ului, s-a mobilizat mai greu, au fost ani când așteptările electoratului liberal erau mari și PNL-ul părea așa oarecum amorțit. Sigur că în ultimul an pare că și-a revenit PNL, dar venirea lui Rareș Bogdan este un plus, iar pentru mine, de pildă, spune că îl cunosc și îl cunosc, pentru mine este o garanție și o voce în plus anti-PSD și anticomunistă. Eu, care am început presa în anii 90, pun și apreciez foarte, foarte mult jurnaliștii care realizează pericolul în care ne aflăm, care înțeleg cum au fost ultimele decenii înainte de 89 comuniste și care fac tot ce pot, din postura în care sunt de jurnalist, să se lupte ca România să nu mai ajungă în această postură dramatică de stat totalitar. Câteva decenii au trecut peste noi de comunism absolut îngrozitor. Și deci și această dimensiune și calitatea lui Rareș Bogdan o apreciez și sigur Partidul Național Liberal este prin esență un partid anticomunist. Nu a rămas singurul partid istoric național. Știm că Rareș Bogdan practic a revenit în Partidul Național Liberal. El a mai fost acum câțiva ani. Chiar Ludovic Orban spunea ieri la PS News. Da, am văzut interviul tău cu Ludovic Orban în care menționa și lucrul ăsta. Știam și eu că a fost în tinerețea lui, în studențime, care ar fi acum foarte bătrân, nu știu câți ani are, cred că puțin peste 40. E unul dintre tinerii, nu? Care vrea să schimbe, să aducă ceva în plus politic și de ce să nu spunem că e nevoie în politica românească de orice energie și orice suflu. Înțeleg că în studenție a fost la tineret, la, nu știu cum se cheamă, PNL? Președinte la PNL. Chiar președinte. Ea s-a întors, a făcut o paranteză, a pus într-o paranteză ultimii ani, sau nu, cred că nu sunt totuși într-o paranteză, s-a întors înseamnă... La vechea dragoste. La vechea dragoste, deși parcă amândouă sunt la fel de mari, și presa și politica. A fost un ziarist bun, cred că va fi. Sper, un politician. Și sper să fie un politician.
pe de altă parte poți să știi ce se va întâmpla peste 20-30 de ani. Dar crezi că va reuși să-și aducă telespectatorii, fanii de la Realitatea TV către Partidul Național Liberal? Nu știu câte sondaje s-au făcut după anunțul lui Rareș Bogdan. Știu și de la el și am și citit că s-au făcut cercetări de piață înainte chiar ca PNL-ul să-i facă această propunere. De fapt, această propunere vine în urma unor analize făcute și unor sondaje făcute de Partidul Național Liberal. Așa s-a ajuns să îi facă propunerea lui Rareș Bogdan. Pentru că îți dai seama că dacă nu ar fi avut o astfel de cercetare, nu l-ar fi luat să-l mai ales pe primul loc. Să-l pui și pe primul loc ca să tragă lista dacă nu ar fi existat aceste cifre și aceste analize pe care cred că Partidul Național Liberal le are. Am vorbit și cu Rareș Bogdan în ultimele zile, ți-am zis, am fost la emisiune și am mai vorbit și în pauze și după și da, pe baza acestor analize și sondaje i s-a făcut propunerea, deci categoric o parte din telespectatori vor merge. Nu știu câți dintre telespectatori, nu știu dacă toți telespectatorii și știi că telespectatorii, nu știu dacă ai realității, mai degrabă ai lui Rareș Bogdan, sigur ai lui Rareș Bogdan. Jocuri de putere. Jocuri de putere. Sunt telespectatori de dreapta, sunt telespectatori USR și PNL. Este posibil ca unii dintre telespectatorii lui Rareș să meargă către Barna și să meargă spre USR. Dar nici de cum. Nu cred că va exista un telespectator care să meargă spre PSD. Deci aici Rareș poate să stea liniștit, pentru că el am văzut că se gândește la o alianță post-electorală a opoziției, pentru că știm foarte bine cu toții că în ultimii 30 de ani opoziția însemnând dreapta a fost puțin cam scindată, aș spune dar eu. Nu a reușit decât făcând alianțe. Nu a reușit să guverneze decât unită. A fost CDR-ul, a fost alianța, da, separat PNL sau separat USR, nu au cum să guverneze. Cum rămâne cu alegerile europarlamentare? Cum stau partidele acum, iată, cu două luni înainte de alegeri? Să vedem, Partidul Social Democrat. Se prezintă la PSD cam bolnav acum, președintele lui e cam bolnav ior sau nu știm, e în spital, pare că este bolnav, o boală binevenită la momentul potrivit. Îți dai seama ce s-ar fi întâmplat dacă Liviu Dragnea se îmbolnăvea cu o săptămână înainte sau după data la care s-a îmbolnăvit. În fine, nu știm lista PSD-ului, nu știm niciun nume. Am înțeles că o să aflăm în weekend cel mai probabil la CEX. Da, au tot amânat. Acum oricum sunt obligați până la finalul lunii să-și prezintă lista. Da, deci în momentul în care vorbim acum, nu știm cine e number one, nu știm cine va trage lista, nu știm ce figuri sunt, nu știm nimic. Știm doar scorul partidului și cam cum... Care este în scădere. Am văzut chiar astăzi un sondaj. Care PNL cu PSD sunt au cam egali. 6, da, cam egali. Și mai știm ceva. Am văzut în ultimele săptămâni diversi lideri ai PSD-ului care fug de cetățeni, care se ascund. Am văzut pe domnul Liviu Dragnea trecând printr-un culoar uman, deci fiind nevoit colegiului de partid să facă un culoar de oameni de partid ca să nu vină un protestatar și să recurgă la vuvuzele ca să nu se audă scandările, așa ceva. Am mai văzut eu cu mulți ani în urmă. Există o saturație în rândul populației? Da, clar. Cum spuneai și tu, o dovedești și cifrele. Gândește-te cu cât au câștigat oamenii ăștia alegerile și cum a reușit Liviu Dragnea să ia jumătate din procente în 2 ani de zile să facă praf partidul. Pur și simplu, întrebarea este de ce îi place partidul și de ce rămâne partidul în paradigma asta. Deci la PSD știm că e în cădere liberă, știm că nu nici de cum a rămas un vis frumos procentul care au câștigat ultimele alegeri. Va suferi o înfrângere? Da, clar, categorică. Cea mai mare, cea mai usturătoare înfrângere din ultimii 30 de ani pentru PSD, va fi acolo europarlamentare, pentru că va fi acum și nu la următoarele alegeri din anul ăsta sau de anul viitor, pentru că pentru prima oară în 30 de ani, sau nu în 30 de ani, că nu votăm de 30 de ani, că nu suntem în Uniunea Europeană, pentru prima oară în
pentru alegerile europarlamentare, acestea capătă o importanță enormă și pentru electorat. Pentru că după intrarea noastră nu e la alegerile precedentelor europarlamentare, era ceva abstract, așa, se duc în niște dumni și doamne, la Parlamentul European nu știam exact prezența ce fac. Prezența la vot era extrem de scăzută. Extrem de scăzută, pentru că nici nu știam, cetățeanul care îi chema la vot, nu știa, intra și noi în Europeană. Ce face un parlamentar? Nu aveam cunoștințe, informații, doar 30 de ani au trecut după dictatură ca să avem măcar ABC-ul ăsta al funcționării unor instituții democratice. Deci nu am știut și europene. Dar acum am văzut ce înseamnă să ai niște europarlamentari foarte buni, foarte vocali și care să se lupte pentru România acolo. Cred că pentru prima oară alegătorul realizează chestiunea asta. Pentru că adevărul că e și vina europarlamentarilor. După primele două, trei cicluri era ca un, nu știu, gaură neagră, triunghi bermudelor. Plecau europarlamentari și dispăreau. Adică foarte puțini au rămas vocali și prezenți. Mai vedeam la următoarele alegeri. Exact, exact. Nu dispar la shopping, la Bruxelles, unde dispar? Sunt foarte mulți europarlamentari, dacă stăm să ne uităm la ultimele cicluri, nici nu știu ce au făcut sau unde au dispărut după ce au ajuns acolo. Și cred că și asta a contat. Partidul Național Liberal? Stă foarte bine. E principalul beneficiar alături de USR Plus al dezastrului lăsat de PSD și continuă, nu e lăsat că încă nu suntem la sfârșitul ciclului electoral. Venirea lui Rareș Bogdan cred că va aduce câteva procente bune. Va depăși sau va fi aproape de PSD, după cum arată și ultimul sondaj. O să vedem, avem două luni de campanie, depinde și cum vor decurge cele două luni de campanie. Sunt câteva persoane foarte interesante, sunt și câteva nu prea interesante pe lista PSD, PNL, numărul 1 și numărul 11, de pildă. Avem numărul 1, Rareș Bogdan, un tânăr cu o vizibilitate și cu o notorietate foarte mare și l-avem pe numărul 11 un profesor, fost rector al Facultății de Istorie al Universității București, domnul profesor Vlad Nistor, care este un liberal autentic. Și mai sunt alte nume pe listă, deci nu se prezintă nici extraordinar, dar nici foarte rău. Și cred e că pe linia de plutire. Este regulă PNL-ul. Cred că va face între 24, 25, 27, cam așa se va mișca, dar e de văzut ce se va mai întâmpla. Nu cred că va face greșeala Carmen Dan să mai dea o bătăiță prin Piața Victoriei, pentru că asta e clar, că orice greșeală a guvernului în următoarele două luni, orice greșeală va însemna procente în, de o parte sau alta, USR sau PNL. USR Plus? USR Plus am văzut că e pentru prima dată când e măsurat împreună, toate celelalte sondaje măsurători au fost separat, USR și Plus. După părerea mea, cred că dacă mergeau separat, luau mai mult, pentru că USR-ul stă foarte bine, a avut o poziție. Lua mai mult USR-ul decât da, Plus. Cred că, da, și cred că adunat USR și Plus ar fi dat mai mult decât vor lua împreună ca alianță, așa cred. Acum, și ca alianță, cred că au peste 15 spre 20, va fi un procent extraordinar de bun pentru un partid care, USR, e la al doilea ciclu, nu are o rețea în țară, nu are o structură organizatorică cum au partidele astea care funcționează de 30 de ani. Probabil că sunt multe orașe sau nu mai vorbesc de mediul rural în care ei nu au filiale, plus nu mai vorbim că nu vine cu nimic. E la primul test, practic. E la primul test și nu au structură organizatorică, vine plusul doar cu numele lui Dacian Cioloș. Și cred că, da, Cioloș fără USR n-ar fi făcut mare lucru, pentru că dacă nu ai în țară absolut nicio structură, nu te știe lumea, unde nici e mai greu să-i scoți la vot. Evident, evident. Pro-România? Eu am văzut niște cifre un PSD mai mic, ca să aș nu putea uităm. Spune. Da, mulțumesc, Marie, un PSD mai mic, ca să nu uităm pentru cei care uită. Aș ști, Victor Ponta face o poziție în ultimele la luni. PSD. La PSD. Da, la PSD, da, păi cea mai mare opoziție la PSD au făcut tot-o PSD-iștii. Gândește-te, toate acuzațiile și tot ce am aflat a fost tot la PSD. Cum s-au urmărit, cum s-au ascultat, ce fac ei între ei, ce contracte.
de la PSD le-am aflat. Deci Victor Ponta a avut, că văd sondaje, că este dat cu o cifră foarte mare. Eu nu cred că va lua 10, 12 sau mai multe procente. Cred că va fi 6-7%. Deci până în 10. Așa cred, așa cred eu, sau poate așa sper, nu știu, așa văd eu pro-România, deși s-au dus foarte mulți. Oare Victor Ponta pro-România o are pe Corina Crețu, nu? Deschid, cap de listă. Cap de listă. Da, care și-a fost foarte prezentă în ultimele luni. Evident, și-a pregătit și plecarea și și-a pregătit și campania electorală și a fost foarte prezentă. N-a fost în anii trecuți, dar în acest an a fost. A avut și cu ce a avut subiecte, pentru că Dăncilă i-a dat subiecte, numai dacă ne gândim la autostrăzi și la spitalele regionale, că tot e acum un subiect la modă, fiind Liviu Dragnea cu probleme de sănătate. Unde sunt spitalele regionale și cel din București, 8 plus 1, 9 spitale promise? Niciunde. Deci, cred că va face sub 10%. PMP-ul? PMP e o discuție, încă nu știm dacă... Am văzut, Traian Băsescu va fi cap de listă la... Nu e oficial, a lăsat să se înțeleagă la ultimul interviu pe care l-a dat zilele trecute, că va face ce este nevoie. PMP-ul are nevoie, sigur, de prezența lui Traian Băsescu ca să treacă pragul, să facă 5%. Și acum... Mai are șanse PMP-ul? 5% e posibil să facă, e posibil să facă. Văd că e pe la 4%. Acum în sondaje, cred că Traian Băsescu are așa niște nostalgici, niște fani care le-ar putea duce. În orice caz, dacă PMP face 2%, ia de la PNL. Ia 2 europarlamentari. 5% în sondaje, dacă va câștiga în sondaje, în alegeri, dacă va câștiga Traian Băsescu cu PMP, vor câștiga 5%, înseamnă 2 mandate de europarlamentar și cred că vor veni voturile de la PNL. Dacă nu va candida Traian Băsescu, cum probabil se va întâmpla, atunci puțin probabil să obțină 5% și sigur va crește procentul PNL-ului. Și să nu uităm de ALDE. Să nu uităm de ALDE, care ALDE stă foarte bine în București. USR stă cel mai bine în București, dar nici ALDE nu stă rău, surprinzător. Stă mult mai bine decât PNL. Rareș Bogdan acum, poate că în direcția asta ar trebui să se concentreze. Am văzut că a început să meargă prin București, să strângă semnături, pentru că știi foarte bine că PNL-ul la ultimele alegeri nu stă foarte bine în dezastru, București, nu, că, din nu, păcate. Dezastru, dezastru. Este pe locul 4. Și Bucureștiul cam dă tonul. În tonul la alegerile locale, ce se va întâmpla acum, localele dau semnalul pentru parlamentare. Să nu uităm însă că anul acesta vom avea niște alegeri extrem de importante, cele prezidențiale, care împreună cu europarlamentarele cred că vor spune direcția în care va merge România de anul viitor. Din punctul meu de vedere, dacă va fi o mare surpriză în acest an, alegerile viitoare nici nu vor mai avea o mare importanță sau relevanță. Deci e foarte important ca lumea să conștientizeze și tot ce am discutat noi aici despre procente va suferi modificări în funcție de prezență. Dacă prezența va fi mică, am vorbit că la celelalte anterioarele alegeri europarlamentare a fost prezența mică, atunci este limpede că va avantaja o prezență mică PSD, dar dacă prezența va fi mare, atunci PSD va cădea, va avea un procent foarte mic, va fi un semnal foarte important pe care îl vom da europei cu rezultatul acestor alegeri. Deci, oricine ar vota, lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să iasă la vot ca să nu le decidă viitorul al lor, al copiilor, al bunicilor care au rămas singuri acasă pe la poartă să se uite după nepoți care vin sau nu mai vin, care știu sau nu mai știu românește. Deci, oamenii să iasă la vot, indiferent cu cine votează, dar să iasă la vot. Un pronostic pentru prezență? Eu vreau mult. Eu cred că va fi, a fost 30, parcă? 30, aproape ce? De 30. Eu sper să fie spre 50. Pe final, aș vrea să discutăm despre două dintre cele mai mari probleme, spun eu, care se confruntă țara noastră: lipsa autostrăzilor și sistemul sanitar din România. De ce nu există interes pe aceste două subiecte? Am văzut, s-a făcut un mare eveniment pentru un metru de autostradă. De ce nu avem autostrăzi în România? Sau de ce nu există interes pe zona aceasta? Este o întrebare bună, la care încercăm și noi, ziariștii, analiștii, opoziția, să dăm răspuns de câțiva ani buni. Și cam toate se duc în aceeași direcție. Banii, parandărătul, șpăgile...
dacă le faci cu bani europeni, nu îți mai permis să le iei? Pentru că, iacătă, noi vrem acum să ieșim din proiectul parchetului european. Păi, parchetul european investighează dosare cu bani europeni. Pe noi ne cheamă, ne roagă Europa să luăm bani europeni. Noi nu vrem. Nu avem în ce să investim. Nu vrem, pur și simplu nu-i vrem. Vrem mai degrabă să-i facem cu parteneria public-privat, care trebuie să înțeleagă cetățeanul ce înseamnă asta. Bine, probabil că sunt foarte mulți care spun fie cum le-o să face, numai să le faceți. Dar parteneria public-privat înseamnă că vine investitorul cu bani, creditează România, guvernul, da? Noi plătim un credit foarte mare, după care, cum îl cheamă, firma care face acest drum, ne spune, măi, vreau să-mi recuperez banii. Trebuie să punem taxă. Și pe un kilometru de autostradă o să ne trezim cu o taxă de vreo 10 euro. De, spune-mi și mie, cine își va permite să meargă 100 de kilometri pe autostrada din România dacă va da o taxă? Oamenii sunt săraci. O taxă consistentă. Cine? Toți aia care fac rând să ducă la Poiana Brașov, nu? În rest, cineva face. Deci, probabil că e o chestie de bani, clar, de șpărgile pe care și le pot lua la contractele cu banii, cu fonduri europene. Iar la cealaltă, Dumnezeu poate să știe că la cele, uite, public-privat, până acum a fost doar un anunț. Văd că încep să vină turcii, da? Ne plac țările care nu sunt în Uniunea Europeană, văd parteneri să construiască centura, contractul este atribuit unei firme turcești și nu, doamna Dăncilă ne anunță că vor mai veni și niște cavai arabi care să mai facă niște proiecte de infrastructură. E o nebuloasă totală, noi, nu știu, poate tu, dar eu sigur nu o să apuc să merg pe o autostradă care să... Eu încă mai am speranță. Care să... Păi nu, ai și o altă vârstă care îți permite să aștepți. Eu am așteptat 30 de ani să pot să mă urc în tren și să nu ajung în 11 ore până la Timișoara cu trenul sau pe drum nici nu știu cât faci. Adică faci enorm de mult ca să traversezi țara, să te duci să vizitezi țara. Nu, n-ai cum, este, ești în imposibilitatea de a străbate țara și ca turist, dar și ca investitor. Pentru că noi avem două fabrici de mașini, amândouă conducerea, dar și angajații. Au ajuns fără precedent în lume să iasă angajații în fața fabricii sau să facă protest, să-i roage, să-i implore pe guvernanți să facă autostrăzi ca să transporte mașinile, pentru că mașinile alea odată făcute în fabrică, ele trebuie duse în Europa, trebuie vândute. Cum le teleportezi, le parașutezi? Cum duci tu mașini pe... Unde? Pe un drum național cu camioane, nu poți să le transport cu trenul, nu ai autostrăzi. Deci și un investitor plătește mult mai mult să producă aici, să transporte orice, nu numai mașini, decât dacă ar face într-o altă țară. Și cu spitalele, e adevărat? E același lucru spitalul de la privat cu cel public? Am văzut că e o întreagă... Că e la fel. Că este la fel, e da. O întreagă discuție, este cel puțin fel. Internetul a explodat după declarația domnului Iordache. Uite, cele mai multe spitale și mai importante și mai mari spitale din România, sigur din București, pentru că am studiat și am citit, sunt făcute în 1800 sau 1900. Deci tu ți imaginezi că noi ne ducem într-un spital făcut în 1900 și multe dintre ele, datorită generozității unor oameni bogați din perioada interbelică sau dinainte de perioada interbelică a României sau de la 1880, da? Deci sunt spitale și școli și licee. Dacă te duci în licee, treci așa, faci un tur al liceelor din București sau al spitalelor, o să vezi Colțea, Grigore Alexandrescu, orice spital. A fost construit acum 100 de ani sau 100 și de ani. Păi cum poate să fie? Iar în acest răstimp, zugrăvit. Cum poți să te duci la nasta și să ai speranța că nu iei o bacterie și nu mori? Ești, da? Viu de acolo. Și că ești viu de acolo. Deci aceste spitale pur și simplu ar trebui, cred, abandonate și făcute spitale, așa cum s-au promis, PSD a promis 8 plus 1 spitale, 8 spitale regionale, și un spital mai mare decât cel de la Viena în București. 9 spitale și au trecut cât 2 ani și ceva și n-au pus cărămida. Și noi nu avem un spital, asta mă doare cel mai mult și mă seacă cel mai mult, însă nu ai un spital oncologic pentru copii.
Adică o suferință, să fii bolnav de cancer, e ceva, o tragedie și o suferință îngrozitoare, indiferent de vârstă. Am văzut și bătrâni care au această suferință, această boală și care, îți dai seama, 80 de ani sau cât au și după ce că sunt șubreziți, trebuie să mai treacă și prin asta. Dar să ai 4, 5, 6 ani și să ai cancer și părintele tău să nu știe unde să se ducă cu tine, să nu ai un spital oncologic pentru copii în care să te duci acolo și să nu trebuiască să-ți faci analizele plecând cu copilul în brațe, cu mașina sau cu taxiul prin tot Bucureștiul, să ai condiții decente să stai cu copilul tău într-un salon. E un copil de 4 ani care nu știe ce îi se întâmplă, care are o durere îngrozitoare. Cum să poți să te uiți la un copil de cancer care suportă o durere groaznică și tu să zici, lasă că avem un program de guvernare. Mi se pare total inuman. Doamne, până și autostrăzile. Dă-le încolo, am stat 30 de ani, mai stăm alți nu știu câți ani fără autostrăzi. Nu o să murim acum, deși murim, deși și aici murim. Câți morți sunt pe drumurile noastre și din cauza gropilor și a drumurilor, că te duci cu camioane și așa, mori și din cauza că nu ai drumuri și infrastructură și trenuri și autostrăzi. Dar mor și că nu ai spitale. Este ceva îngrozitor, este absolut un subiect. Mă pregătisem să vorbim și nu avem timp, dar poate o să vorbești despre chestia asta, că face Câțu niște acuzații absolut groaznice în ceea ce privește ministrul care gestionează acești bani și pentru autostrăzi și pentru ministrul finanțelor, da? Teodorovici. Poate că acolo să găsim răspunsul. Poate că oamenii aceștia nu vor ca România să evolueze. Nu știu cine s-a opus. A venit până acum un american, un francez, poate și un rus, avem să se pună de-a doua, bă, nu-i faceți, să ne spună cineva de ce. Mai există speranță în rezolvarea două probleme? Dacă mă întrebai asta acum 2 ani, ziceam că sigur că da. Sigur. Că sigur că există. Dar, nu știu, am devenit un popor pesimist și depresiv, suntem în depresie. Pentru că ajungem, iată, să mergem în afară, să ne... Plecăm, în fiecare minut pleacă câte cineva și imaginea care la fel te poate urmări acestor ultimii ani este imaginea cu coada tinerilor de la care mergeau, stăteau la sala Palatului, dacă nu mă șel, la sala Palatului, și coada cu tineri, cu liceeni, care mergeau să vadă unde pleacă în Europa, era de două ori în jurul sălii Palatului. Deci îți dai seama pe câțiva kilometri erau tineri care stăteau la coadă să intre ca să vadă în ce țară să meargă să învețe. Și iată, ne plângem că nu mai avem meseriași în România. Nu avem nimic în România. Nu mai avem nimic în România, pentru că toți buni, mai avem meseriași. O să vezi, un doctor, sora mea produce o emisiune de sănătate și un director de spital a spus, o să avem salvările cu pacienți și nu o să avem doctor să-i primească. Să vezi atunci ce se va întâmpla. Că văd că deja sunt oameni fără diplomă care te tratează în România. Păi stai să vezi acum încolo. Oana, eu îți mulțumesc pentru prezența alături de noi. Eu îți mulțumesc și te mai pentru invitație. Cu mare drag la noi. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim.